cel drept credincios din Maramureș și Sâmar, împreună cu păstorii de suflete, s-au pregătit cu multă evlavie și cu credință statornică și puternică pentru sărbătoarea nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. Timp de 40 de zile, în perioada postului nașterii Domnului, și-au pregătit veșmintele frumoase ale virtuților creștine și apoi și-au pregătit casele pentru primirea colindătorilor, pentru primirea solilor care vestesc nașterea Domnului. Crăciunul sau praznicul împărătesc al nașterii Domnului este sărbătoarea bucuriei, sărbătoarea împăcării, a bunăvoirii dintre oameni. Este sărbătoarea intrării omului în familia lui Dumnezeu, în familia Preasfintei Treime. Pentru că unul dintre ei, Fiul lui Dumnezeu, s-a pogorât de pe scaunul slavei sale și a acceptat să se smerească, să se nască de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria în peștera Betleemului în chip smerit, ca prin ascultarea și smerenia Lui să mântuiască întreg neamul omenesc. De aceea, îngerii care au fost trimiși de Dumnezeu să vestească păstorilor din Betleem, care stăteau de veche în jurul turmei lor, că s-a născut Hristos Domnul, adică Mesia, și să le aducă această veste mare și împreună cu ea o mare bucurie, s-au arătat cântând cântare cerească, slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoie. Acesta este, de fapt, primul colind. Este primul cântec de leagă pe care l-au cântat oștirile îngerești Mântuitorului care se născuse în chip smerit și aproape anonim, cunoscut doar de Maica sa și de dreptul și bătrânul Iosif în ieselea din peștera Betleemului. Primii care au primit bucurie au fost păstorii și, după îngeri, ei au fost și primii care au colindat. Ei au început colindul neamului omenesc care de 2000 de ani, creștin fiind și crezând în pruncul Iisus că este Fiul lui Dumnezeu întrupat, Mântuitorul lumii, îi aduce de nașterea sa colindul cel sfânt și bun, spunând că Dumnezeu Preasfântul, colindând pământul, a vrut să nu mai fie potop și urgie, Dumnezeu Preabunul ne-a dus Crăciun. Nicăieri, ca și în România, și niciun popor din toată lumea nu colindă ca și poporul român. Colindele la români sunt un tezaur sacru inestimabil. Am putea să-i spunem un tezaur sacru religios universal. El s-a păstrat din generație în generație, a crescut în intensitate, a sporit și s-a diversificat și astăzi colindele noastre românești sunt de fapt o evanghelie a nașterii, vieții, activității, pătimirii, morții și învierii Domnului nostru Iisus Hristos. De aceea ele nu sunt doar o tradiție sfântă. Sunt și o tradiție sfântă. Sunt o mărturisire de credință. Românii mărturisesc credința nu în mod filozofic, ci în chip viu, prin colind și prin viață liturgică trăită, în familie, biserica cea mică, biserica de acasă, cum o numește Sfântul Ioan Gură de Aur, și apoi în biserică, familia cea mare. De aceea, cele mai sfinte valori s-au născut și se vor naște în familie, în familia creștină, în mod special, care are
o morală specifică Evangheliei și bazată pe poruncile lui Dumnezeu. Cele mai importante valori și cei mai prestigioși fii ai neamului, fii și fiice, s-au născut și se vor naște în biserică, pentru că în pridvoarele bisericii s-a făcut adevărata școală și adevărata educație a fiilor și fiicelor neamului nostru. Îi mulțumim pruncului Iisus că ne-a dăruit credința, darul credinței, deci, și bucuria de a-L privi, de a-L primi, de a-L găzdui în casele noastre, în ieslea Betleemului nostru, de a-L colinda și de a-I cânta acest cântec de leagă numit Colind, prin care să-I arătăm mângâierea și solidaritatea pe care nu i-au arătat-o cei care au trăit în vremea Lui în Betleemul iudei, ci l-au dus la marginea societății. S-a născut de altfel în noapte și în inima pământului, arătând că va fi lumina care luminează în întuneric pe tot omul ce vine în lume. Lumina Evangheliei, lumina adusă de Hristos pe pământ, a luminat mințile și inimile tuturor popoarelor creștine care au rodit în lumina Evangheliei atât de multe lucruri inestimabile. Poporul român are o istorică unică de pătimire, de golgotă și răstignire și de înviere. Viața poporului român se desfășoară între răstignire și înviere, dar între acestea este bucuria întâlnirii cu Iisus. De aceea poporul român colindă atât de frumos. De la îngerii care încep colindul în seara de ajun, cetele de colindători, de copii, asemenea îngerilor, și apoi tinerii, tinerele și oamenii maturi. În Maramureș se colindă deosebit de frumos, se colindă profund, se colindă cu multă evlavie și cu multă bucurie. Maramureșul este până la urmă țara Crăciunului. Când este îmbrăcat și în veșmântul alb al iernii, Maramureșul este unic. Combinația iarna în Maramureș, straiele tradiționale ale maramureșenilor în chip voievodal și colindul creștin străbun, fac din acest ținut un ținut deosebit binecuvântat de Dumnezeu, un ținut cu un grad de sacralitate foarte mare. De aceea cred eu că poporul român care colindă pe tot întinsul României și colindă și peste granițele țării, pentru că fiii și fiicele noastre sunt plecați peste mări și țări, în toată Europa și în toată lumea. Și acolo unde sunt, trăiesc bucuria Crăciunului din copilăria lor și din biserica în care s-au botezat și în care au crescut și în care s-au închinat și s-au rugat. Românii peste tot unde ar fi colindă și cred că la sfârșitul istoriei, când Mântuitorul care a venit acum ca și prunc în ieslea Betleemului și s-a apropiat de noi intrând în viața noastră și în familia noastră, în înnobilând-o, binecuvântând-o și sfințind-o în acest fel, cred că la sfârșitul istoriei, când va veni ca și drept judecător, poporul român, pentru că toate neamurile pământului vor fi chemate să-și arate roadele vieții, parcursului lor istoric, de la creație și până la întruparea Mântuitorului și roadele Evangheliei, în lumina Evangheliei. Poporul român, cred că se va prezenta înaintea Mântuitorului, împăratul istoriei și al veacurilor, un colind național, un colind creștin universal, care va aduce Mântuitorului atât de multă bucurie, încât va zice tuturor, intrați în bucuria Domnului și Stăpânului vostru. Vă dorim tuturor fiilor și fiicelor eparhiei Maramureșului și Sărmanului, părinților slujitori la altare, monahilor din mănăstiri, tuturor
românilor și tuturor creștinilor. Sărbătorii binecuvântate, luminate și sfinte, să le trăiți în pace și bunăvoire, să nu uitați de cei sărași, abandonați și singuri, de cei ce sunt pribeci, de cei ce rătăcesc, de cei ce își duc suferința în răbdare și în tăcere, toți au nevoie de prezența lui Dumnezeu. Și prezența lui Dumnezeu și bunăvoința lui Dumnezeu se arată prin mâna noastră întinsă, prin zâmbetul nostru, prin prezența noastră și prin dragostea și solidaritatea noastră creștină. Sărbători fericite la mulți!